de ce nu răspuns. Frate, tot super, pe mine rău de tot, super, pe mine rău de tot. Mami, te rog frumos, uite-te și tu, sunt în Uber. Spune că sunt la poliție dacă nu te lasă jos. Da, ok. Gata. Că stă. Hai că stă Meduza asta aici. Gata. Hai că se vede bine. Vine aici, codruțe. Salutare, guys, ce faceți? Eu stau aici alături de codruț. Astăzi o să facem ceva extrem de diferit. O să fie un clip foarte, foarte tare. Îi mulțumesc mult lui Codruț că a acceptat că propunerea mea, pentru că el o să fie motorașul principal din acest vlog. O să fie maxim de tare. După cum vedeți în titlu, știți deja ce o să se întâmple. Mai e primul prank că pot să vorbesc așa tare și o să fie unul dintre cele mai mari prank-uri pe care i-l-am făcut iubitei vreodată. De ceva timp mă tot gândesc cum aș putea să fac prank-ul ăsta și de ceva timp tot pun lucrurile cap la cap și astăzi a venit ziua să-i facem prank-ul iubite. Da, guys, după cum a spus Codruț, o să fie complicele principal. Complicele secundar, dar foarte, foarte important, este mami, care în acest moment este cu iubita în apartament. O ajută să se pregătească pentru filmări, pentru că astăzi iubita mea frumoasă și scumpă are niște filmări foarte importante în Pipera. Și după cum o cunoașteți pe iubita, este foarte, foarte parolistă, este foarte punctuală și trebuie să ajungă la timp mereu când îi se spune un lucru de către mami, care este managerul ei. Iar pentru că eu am discutat cu mami și știe ce urmează să se întâmple și este complicele meu preferat. Nu te supăra acum, Codruța, e mami. Mami nu i-a spus ora adevărată la care iubita trebuie să ajungă la filmări. În sensul că filmările sunt de la ora 20, dar mami i-a spus că trebuie să ajungă la ora 19, adică 7, adică cu o oră mai devreme. Gândiți-vă că iubita acum este în focuri, mai sunt undeva la 20 de minute până când iubita trebuie să plece ca să ajungă la timp la destinație. N-am avut timp să vă spun, dar eu tocmai ce m-am întors de la service, de unde m-am întâlnit cu Codruț și am discutat tot acest plan. Bine că noi am vorbit de vreo 2-3 zile, tot vorbim despre planul ăsta super, super șmecher. Și acum suntem în parcarea blocului unde stă mama iubitei și așteptăm să-i facem prank-ul. Deci o să am mare nevoie de Codruț. Sunt super mega grabă, am atât de multe lucruri să vă spun, dar nici măcar nu știu ce să vă spun. Deci după cum a spus iubita, este sus în apartament. Urmează să mă duc și eu în apartament, pentru că singurul lucru pe care eu nu am reușit să-l pun la punct este cum naiba din 111.000 de mașini de Uber o să ajungă iubita să urce fix în mașina asta. Ei bine, m-am gândit și la chestia asta, dar n-am pus-o foarte bine la punct. Ei bine, o să-i comand eu iubitei Uber. Nu știu cum o să fac chestia asta. I-am explicat și lui mami că nu știu cum să fac chestia asta. A spus că las, că o să fie bine, că mă ajută ea, că o să-i spune ea iubitei că e în întârziere și că trebuie să plece neapărat și că o să-i comande Uber ca să se grăbească. Cumva o să trebuiască să o ducem la capăt și sper să o ducem la capăt, să nu înrăiască tot planul ăsta. Oh, bă, mă crezi că am emoții, dai emoții. Normal, nu mai am voi, nu mai am cuvinte. Eu am gheață, slăi, mă, ești nebun dacă nu mai... Mi s-a auzit ca mie curaj și n-am vorbit deloc. Mamă, ești nebun. Iar după ce am reușit să o convin că i-am comandat Uber-ul, o să-i spun să urce în mașina asta, adică o să-i dau culoarea, o să-i dau marca, o să-i dau și numărul. O să se urce la tine în mașină și de atunci preiei tu. Iar eu... Mă, cât te descurc, mă, Codruț, că ești băia descurcăreț. Iar eu nu o să rămân acasă, eu o să fiu fix în spatele vostru, cu frățiorul meu, cu mașina iubitei lui. O să încercăm, să ne băcăm și noi așa mai pe stânga, mai pe dreapta, dar să nu stăm paralel cu voi, că dacă am ajuns paralel cu voi e grav. O să-i urmărim și din când în când o să te mai sun eu pe tine, Codruț, și să-mi spun, bă, mă, tu te prefaci că vorbești cu un prieten. Da, mă, Viorele, ce mai faci sau chestia asta așa. Și o să-i spun, bă, Codruț, dacă mai vine... Curierul, dar n-am văzut așa da, ceva. Da, bă, am un colet, zic, bă, oprește pe dreapta acum, oprește pe dreapta și du-te la roată, spune că ai ceva la roată. Știi, tot felul de chestii de genul ăsta. Mamă, sper să iasă bine. Eu acum nu mai lungesc cu vorba, că nu prea mai este timp. O să plec din mașina lui Codruț. Codruț, îți urez baftă. Îți urez baftă, să fie bine, să fie. Doamne ajută-ne. O să mă duc la mine în mașina. Să prindem traficul aglomerat și aia, să prindem traficul ăla. Sperăm să fie aglomerat Bucureștiul, că și altfel nu o să ne iasă deloc, deloc nu o să ne iasă. Adică dacă filmarea, ți-am spus, dacă filmarea este la 19.00, o întârzi cât mai mult, deci cât mai și cât mai mult. Bine, acum să nu întârzi până la 8, că la 8 chiar are filmări. Doamne ajută să fie bine și să mă lase pe mine să o fac, să-i comand Uber. Hai să dăm start la nebunie! Rupeți acolo butonașul de like, guys, vreau să rupeți acolo butonașul de like pentru cel mai tare prank din istoria canalului meu. Like acolo, să facem, nu știu, 100.000 de like.
mergem? Pipera. Pipera? Da. Wow, e departe la ora asta. Da, e un pic departe. Sper să... Cât de repede puteți, vă rog, mă grăbesc un pic. Vă grăbiți? Da. Mamă, nu vine să cred, nu vine să cred, au plecat, uite că au plecat. Hai că a ajuns și Fernando. Hai, bă, repede că au plecat. Sper să ajungem. Dar... cred că îmi par cunoscută, nu? Sau ne-am văzut pe undeva? Faci vloguri ceva sau cânti? Ba da. Cânti? Da, da. Cumva, baby? Așa că nu mai știam de unde să te iau. Chiar nu-mi dădeam seama că... Dar, adică, îmi pareai cunoscută, dar nu știam cum să zic și... Da, asta e nici nu-i problemă. Ok. Chiar sunt fericit că am așa... o aspete acum, să zic, la seara. La ora ta. Aglomerație, chiar nu voiam să pierd timpul uitându-mă la Waze. Te să-mi dau drumul un pic la căldură, vreo? Poftim? La căldură. Scuză-mă, am fost pornit de dimineață și... a fost mai cald, dar chiar nu mă știam să fie chiar așa de cald, dar pornesc căldura. Sper să nu dau un extrem, să fie prea cald. Nu, o să fie știut. Ok. Întreabă, dar sunteți mai friguroasă așa de fel? Da, sunteți friguroasă sau... Adică nu vă place iarna, doar vara? Nu. Că eu transpir aici, nu înțeleg de ce vă e frig. Sunt un pic mai friguroasă, cred că. Că văzusem într-un clip că ai fost în după aia iarna și de aceea întrebam. Dar... Ai chiar urmăriți, nu? Da, chiar sunt în trafic și la semafor mă uit așa la clipuri. Și, nu știu, mai rămân chestii din ele. Zi, am văzut că faci clipuri cu un băiat din ăsta așa, care e vopsit în cap în toate... În după aia n-ai fost cu iubitul tău? E vopsit în cap sau e cam ciudățel așa, nu? Poftim. Nu-i ciudățel? Mi se pare un pic crazy așa, adică... E o diferență între a fi ciudat și... Știu, dar cred că le are pe ambele mai mult din ciudat. Nu știu ce să zic. Exact. Și iată, fii rău. Antipatic. Antipatic. Traficul ăsta din București e nasol. Nu știu dacă iubitul tău e mai mișto decât traficul ăsta, dar... Nu înțeleg, la ce te referi? Nu înțelegi, dar cred că ai un... Poate reocupată și de aceea. Da, nu știu, adică... Ce-ai văzut la el așa? Glumești? Nu glumesc, adică mi s-a părut că e destul de... Nu știu, și ți-am zis și da, nu ciudat. Cred că nu are rost să discutăm despre bine, subiectul poate ăsta. Că am zis gustul de... Gustul meu nu se discută, dacă așa putem e. Să schimbăm subiectul, că cred că oricum trebuie să glumești. Da, nu știu, mă gândeam și eu așa în... Că am văzut că e cam cocoșat așa zi, dacă vorbiți de fizic, adică nu știu de ce să-ți placă un bărbat înalt care umblă cocoșat. Da, bravo, așa, vine asta, iată de mine, iată de mine. Ca să poți să zici asta, de unde, până unde l-ai văzut un cocoșat? Am văzut în atitudinea lui așa, adică mi se pare că... În atitudine se vede că e cocoșat sau cum? În atitudine și, da, am văzut story-uri, chestii și mi se pare că are, nu știu... Nu are atitudine așa, adică de bărbat. Dacă nu-ți place o persoană, să nu urmărești astfel de persoane, fiindcă știu ce să nu fac în viață. Adică, da, mă uit, văd și că ce n-aș face. Ce anume ai văzut la el să nu faci în viață? Ce anume am văzut? Uh-huh. Păi, gen, ți-am zis, partea de cum să te comporți și gen în un limbaj al trupului, vreau să zic. Și nu mi se pare că
ca gen, da, poate sună ciudat, dar nu mi se pare gen un bărbat atrăgător. Gusturile nu se discută încă o dată, repet. Da. Bine, fie cum spui tu. Dar văd că mai avem 30 de minute până la destinație. Și nu prea am început bine conversația, nu? Îmi pare rău, dar... Bine, poate a fost așa o chestie pentru el, dar... Na, eu pe tine te apreciez. Mersi frumos. Chiar îmi place să... Prefate că sună telefonul. Stai că îmi sună telefonul. Fii antenă, G, acum te concentrezi doar la mine. Bine, mă, fii antenă, spune-i așa. Ești în off-road, mă? Ai plecat în off-road? Spune-i așa. Ena! Bă, așa să vorbesc. Da, 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 bun, bun, bravo. Bă, nu pot să vin acum. Spune, bă, tu știi cu cine sunt în mașină? Na, nu, bă, mai am o cursă acum până în Pipera. Și până în Cernica n-a ajung la tine acolo. Chiar nu, dar aș veni, bă, aș veni, chiar aș veni. Zi, mă, ești cu mulți, mă? Bă, lasă-mă, pot să fii cu mulți, dar știi pe cine am eu mașină, mă? Bravo, bravo. Bă, intre pe YouTube repede. Așa, așa. A, mă, intră, mă, chiar. Na, na, na. Intră, mă, pe YouTube, ia. Da, mă, da, 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 da. Ia, intră acum, așa. Ia, caută așa, caută, scrie acolo. Scrie Bibi, mă. Ia, vezi ce-ți apare. Zi, mă, zi, ia, vezi, ia, vezi ce-ți apare. Bă, nu cred, mă, n-are cum, nu te cred. Ba da, mă, ba da. Uite-te, mă, mai bine, ia vezi. Hai, mă, bă, nu te sun pe video. Bă, nu, mă, nu. Bă, nu, mă, că e și aia cu GDPR-ul și alea, chiar cred că nu prea... Da, mă, da, mi-a zis că e cu ăla. Da, 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 mă, da, zic că e cu el, că nu știu ce, că a cerut-o, că... Da, mă, da. Faceți notă? Faceți notă? Ați programat? Nu, momentan suntem foarte bine așa cum sunt. A, nu, mă, nu. A zis că nu, e... A zis că e așa, la mișto, mă, la mișto, așa a zis că e. A zis că mai... Dar n-am zis asta. Da, mă, da, îl mai ține așa un pic, îl mai ține un pic așa, zic că... E un pic pe faimă și pe astea. Da, mă, nu știi că e așa, cum îmi fac? Deci îmi faci admirație, dar stai, da, mă, da. Faci mișto? Ce? Faci mișto? A, vorbeai cu mine? Iartă-mă, dar nu pot să înțeleg persoanele care pun cuvinte în gura altor persoane. Eu n-am zis ceea ce ai spus tu. Așa că te rog, dacă ai putea să-i zici prietenului tău, că eu n-am zis asta. Bă, nu știu, bă, cred că n-am avut semnal. M-ai auzit? A, n-ai auzit, a? Bă, n-ai auzit, a? A, ce? Nu, nimic, nimic, nu știu. Da, dacă mă, da, da, mă auzi, a? Te rog, că sunt în întârziere. Să ne grăbim? Da, un pic, te rog, mersi. Nu, poate semaforul roșu, chiar așa, da. Să treci pe roșu. Chiar am închis lui Codruț? Mamă, ce mesaj mi-a trimis iubit! Asta se asta, mamă, să fac screen recording. Mamă, ai enervat-o ceva, Codruț. Uitați-vă și voi ce mi-a zis. Baby, te rog, sună-mă și vorbește cu mine. Sunt în Uber și sunt super nervoasă. Mamă, n-am primit în viața mea mesaj ca asta. Ia, stai să o sună. Problemă. Bine, uite acasă, de ce? Am văzut, ce s-a întâmplat? Păi, ți-am scris. Ești bine? Da, te-am avea ceva, atât de tot. Păi, eu nu prea pot să vorbesc acum. Adică? Nu prea pot să vorbesc. Că am aflat că... Păi, trebuie să plec la service. Iară. Din nou? Ce doamne iartă-mă? Da, puile, trebuie să plec de urgență. Nu uitat, mă întorc. Ok? Am zis că am nevoie de tine. Frate, e super dubios ăsta de la Uber. De ce, puile? Ce s-a întâmplat? Nu înțeleg, mă, vorbește non-stop. Păi și nu-l băga în seamă, uite-te pe telefon. Asta fac, nu pot să nu-i răspund omului. S-a luat de tine, zice de tine, nu știu, nu știi că mie nu-mi plac chestiile astea. Te rog eu mult de tot, stai cu mine în telefon. Puile, nu pot să stau în telefon, că m-a chemat omul ăla la service. Baby, faci mișto? Nu, puile, nu fac mișto. Nu fac mișto. Ok, bine, mersi mult. Da, mersi mult, pa. Nu te supăra, iubire. Mamă, s-a supărat.
Aolo, 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 prank-urile astea. Ce fain e afară. N-am stat mult, nu? Guys, sper ca după ce află că e un prank să nu se supere, să nu rămână supărată pe mine. Aia e problema. Bine că am vorbit cu oameni de dinainte și știe care e schema. Și o să mă ajute. Mamă, mai e și noapte, e perfect, ești nebun, e giugiuc filmarea asta, că chiar o să se sperie, chiar o să se sperie. S-a întâmplat ceva? Tu glumești? Ți-ai mai răspuns la mesaje, mă? Nu mai răspuns la mesaje? Nu mai răspunde. Bă, se supără de... Am ratat intrarea. Trebuie să fiu sus pe pod. Vaaaiți. În roșu. O să întorc aici. O să întorc, da, nu-i problema. 10 minute în plus. Hai că doar 10 minute sunt în plus. Spune așa, în vreo 2-3 km o să opresc un pic, că vreau să mă uit la roată, că mi se pare că cred că am pană. De ce nu răspunzi? Mamă, frate, să supără pe mine rău de tot, să supără pe mine rău de tot. Să supără pe mine, dar mamă, guys. Mersi mult. Mamă, și ironic. Băieți, când o să primiți mesajele astea de la iubita voastră, să știți că chiar s-a supărat. Mamă, frate, ți-i răspund? Și n-am uitat la Waze să văd ce mi spune. Ce poate să întâmple dacă întârzi? Adică știu, dacă oamenii ajung prea repede, da. Dacă ajung prea repede, nu-i bine, așa, măcar... De ce să nu fie bine dacă ajung? Oamenii, important, se așteaptă, oricât ar... Nu e așa, oamenii serioși ajung la timp, chiar eu sunt genul ăsta de persoană. Dar nu contest asta. Da, cât să fie, încă puțin și revenim la traseul normal. Cred că a încercat să o suni și pe mami și nu i-a răspuns. Că i-a spus? Da, e foarte bine! Mama. Să spui, scuze, te super dacă într-un kilometru oprești eu să mă uit de la roată, că mi se pare că am pană. Oh, ce groapă am luat. Ce se aude așa? Hai. Nu știu, mi se pare că se aude diferit. Stai așa puțin. De groapă are București, ăsta nu cred. Și nici n-aș vrea să fac nimic. N-aș vrea să fac ceva. Nu trebuie să ne grăbim, adică fii atent la drum. Dacă să pățim ceva, Doamne ferește, prefer să întârzi. Nu e absolut nicio problemă. Doar să nu pățim nimic. Să faci pana, oprește să faci pana. Spune, te super dacă oprești să fac pana? Ce gata? Trebuie să mă uit și revin. Ușa, încuie ușa, încuie ușa. Ah, ok. Hai că mai ține. Cred că ajunge până în pipera. Să încui ușile. Spune, te deranjează dacă încui ușile? Cauciucul, sper să țină. Ce? Ce? Așa, poate să deschidă ușile. Totușine, nu înțeleg care-i faza. Da, fiindcă stăm foarte mult aici la semafor și în timpul ăsta... Și în timpul ăsta poți să deschizi ușile, te rog mult de tot. Stai să trecem de semafor. Nu-ți fie frică, te rog, nu-ți fie frică, ești în siguranță. Da, nu știu, ce să te facă să-ți fie frică așa? Ești claustrofobă? Da. Nu știa că iubita mea e claustrofobă. O să mă gândesc. Cum adică te gândești? Păi voiam să intru pe aici prin pasaj, că ajungem mai repede, dar dacă ești claustrofobă... Ce să-ți fie frică? Adică, nu știu, am închis ușa, dar... Na, ai geam, ai... Sunt chestii, adică poți să deschizi un geam. Nu cred că poți să deschizi ușile, te rog frumos. Dar ce vrei, să sari din mașină? Suntem omers acum. Dar nu mi se pare ok să-mi cui... Ce-am încuiat?
Am încheiat discuția sau ce? Te văd că nu prea mai replica sau ce? Da, chem discuția și așa, 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 așa. Codruțe. Da, aș prefera să chem discuția și să descui și ușile, te rog frumos. Aoleu. Ce s-ar putea întâmpla, nu știu. Și mai în siguranță în mașină decât mă simt mai în siguranță dacă deschizi ușile, te rog. Da, nici iubitul tău nu prea îmi dă așa siguranță, mi se pare. Bravo, mă! Vine, Codruț! Pare că n-ar putea să aibă grijă de tine. Incredibil, nu înțeleg ce sens are. Dar ce crezi, că dacă și-a luat, nu știu, jeep sau chestii, poate să aibă grijă de tine doar așa? N-am văzut. S-a pus rău de tot pata pe el. Ce? Ți s-a pus rău de tot pata pe el, nu? Nu, dar era așa o idee. Pune. Asta mi pare așa destul de... De circ! De circ, așa, și mașina cred că a făcut-o pe gustul lui. Adică... Am văzut că îi place să distreze lumea așa, nu știu, cum se numesc ăștia că distrează lumea? Da, și ție îți place foarte mult să vorbești. Da, îți dai seama, nu puteam să încuie așa discuția cum am încuiat mașina. Aleu, vine Codruțe! Dar, nu știu, nu mai ți-a pe iubitul sau ceva, adică nu ții la el? De ce nu-l, nu știu, nu-i ția, nu iei apărarea? Mai țin foarte mult apărare, eu nu văd oricum sensul acestei discuții. Ce ai vrea acum să mă cer? Pur și simplu, ți-ai spus părerea, e părerea ta, ce ai vrea acum să fac? Da, mi-a spus părerea și nu înțeleg sensul discuției. Fiecare cu părerea lui, aș prefera din suflet dacă poți să schimb subiectul, mersi mult. Aș încerca să schimb subiectul, dar cum ai spus și tu, de sens. Este un singur sens, e sens unic, la fel ca strada asta. Adică... Ce? La fel ca strada asta, sens unic. Nu poți să vorbești despre altceva de el. Mi-a venit, nu știu, așa în minte că... Bine, nu vreau să mă iau așa de tine sau să stric seara, dar... știi cum e atunci când... n-ai gusturi. Asta se aplică și la bărbați. Poftim? Nu înțeleg. Păi da, nu știu, cred că nu e problema doar la el că te-a vrăjit. Nu știu ce să zic așa. Poate că alegerile din viața femeilor nu sunt mereu cele mai bune și... Na, îți dai seama. Poate el a zis că na, dacă te cere așa repede, o să te păcălească, știi? Dar na, acum da. Guys, pentru că m-am gândit la orice, la tot să punem la punct, să iasă primul mai bine, mă, nici nu mai văd. În cazul în care iubita a încercat să o sune pe mami, bun pariu că nu i-a răspuns, pentru că i-am spus să nu-i răspundă sau dacă îi răspunde să îi spună că are foarte, foarte multă treabă, deși chiar are foarte, foarte, foarte multă treabă. Eu o să sun acum pe mami și o să o rog să o sune pe iubita și să-i spună: hai mami, nu mai ajungi odată că m-au sunat oamenii ăia că ai întârziat 25 de minute! Pe lângă că ai enervat-o șoferul de la Uber, acum îi mai zice și mami că a întârziat și o să se enerveze rău de tot. Hai să sunăm pe mami. Mami, eu sunt acum, filmez prank-ul, nu mai avem foarte mult până la destinație și vreau să vă rog să o sunați pe iubita să-i spuneți. Deci nu-mi vine să cred, ai întârziat 25 de minute, trebuie să te grăbești că nu mai ajungi la filmări, nu e ok, știți? Că oricum i-a spus Codruț, doamne, deci dacă vedeți, Caterică rău de... Da. Bine, să rămână, mami, să rămână. E cu sună acum, o sună acum, pune pe boxe, că s-au și eu. Tu sună, mami, intră, mami, în acțiune, mami, intră, în acțiune. Duminica și-a fost închis bulevardul, scuză-mă. Poți să te iei după Waze, te rog din tot sufletul, chiar mă grăbesc rău de tot. Așteaptă niște oameni. Da, sigur că da, ne grăbim, da. Poftim? Ne grăbim, cât putem să facem. De ce se aude așa? Nu știu, deci s-a aprins apa sau ceva. Dar chiar nu suntem bine pe aici. Am pus și eu pe Waze locația și chiar și cunosc destul de bine drumul. Păi unde suntem? Stăm în oraș, unde vrei să fim? Nu, n-are nicio treabă drumul. Este cu Slovaia, Slovaia. Arată pe Waze. Da, mami. Mami.
Nu, eu am întârziat, te rog frumos, vorbește... Mami, nu mai țipa la mine, te rog! Mami, te rog frumos, uite-te și tu, sunt în Uber? Da! Mami, e tot mami pactor, ești pe de-astea, le are mami rod de tot, sincer vă zic. E vă rog verde! Frumos, chiar am întârziat, m-a sunat și mama, s-a supărat pe mine. Chiar vă rog frumos, ajungeți mai repede, nu mai schimbați trase, nu înțeleg despre ce e vorba. Vă rog frumos, dacă nu... Păi, înțeleg, de ce v-a zis așa? Așa. Păi până acum, parcă nu v-am auzit, acum văd că v-a zis așa. Tăcut, am zis, stai. Da, ce? Vă sunt recunoscătoare că mă apreciați, dar chiar... Hai să nu ne batem joc. Vă rog frumos să trageți undeva pe dreapta și să mă lăsați să cobor. Nu, dar ce v-a zis atât? Dar nu m-am agitat. Da, parcă timpul înseamnă bani la voi. Fiecare minut pe YouTube e bani, e bani. Dar nu cred așa ceva, chiar nu cred. Că mă sună, oprește. Pe poate mă enervez și... Oprește, că mă sună. Nu, un minut de vizualizare, gata. Începem să fim oameni răi. Cum adică n-ai înțeles? Asta ce am zis eu acum. Alo. Stai puțin, te rog frumos. Chiar nu te rezumă, n-am văzut nimic la bani. E pur și simplu de imaginea mea la mijloc. Da, oprim imediat, nu e nicio problemă. Da, vă rog chiar frumos să mă opriți pe dreapta și să-mi iau un anul. Nu, să știți, chiar nu e vorba de bani. E pur și simplu vorba de imaginea mea care e la mijloc. Mă fac de tot dramat în fața oamenilor. Mă știam nimic, importează de rest pentru mine. Pui ești în regulă? Cum adică nu e vorba de bani? Nu știu dacă... Ai comandat aici. Chiar nu înțeleg. Vă stricați da, imaginea. Da, Uber. Tu nu te-ai uitat? Bă, dar pui de ce? Da, e doar o cursă. Mie nu mi se pare doar o cursă. Mai se întâmplă, mai sunt seri. Și de astea. Schimbă traseul, face stânga, nu de dreapta, merge în alte. Păi și spune să te dai jos. Chiar nu mi se pare normal. Păi și să ți se pare normal ce se întâmplă? Te rog frumos, raportează-l, dă-i. Spune că sunt la poliție dacă nu te lasă jos. Da, ok, bine. Bine. Te rog frumos, sună și tu pe mami și rezolvă, s-a supărat pe mine că am întârziat. Chiar nu mi se pare ok, spune-i că tu ai făcut comandă. Păi la ce oră trebuia să ajungi puiul? Chiar nu e vina mea, am întârziat deja. Întârziat? Păi de ce puișor? Dar lasă, oameni... De ce? Nu te înțeleg. Ce este mai repede? N-am râs puiul. Mai greșit o cursă de câteva minute. De ce? Tu sună pe mami, sună pe mami și vorbește. Vorbește cu ea, hai. Vă rog frumos, domnule, opriți pe dreapta. Dacă nu opriți, jur că sună poliția. Stai că suntem în trafic, n-avem. Unde e nervos rău de tot? Vă rog frumos, trageți chiar acolo. Unde sunt? Unde sunt ei? Aici opriți. Te rog eu mult de tot, oprește pe dreapta aici. Oprește pe dreapta. Nu putem pe dreapta, suntem pe stânga. Păi, treci tu pe dreapta, te rog din suflet. Nu pot. Asta mi se pare deja nesimțire. Te rog frumos. Spune, hai că opresc. Haideți, domnule, dacă tot faceți așa, hai că. Ok, gata, mi-ai făcut. Dar nu înțeleg de ce faci așa. Deci, chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Nu, no, urmărești, dar chiar nu se pare ok. Hai, gata. Aici. Puiu! Puiu! Hei, stai! Unde fugi? Nu mi se pare normal. Unde? Gata. Gata, te-ai supărat? Da. Gata, puiul. Aleu, te-am auzit. Țeacă! Te-am memat! Nu se poate. Jur că nu se poate. Suflețele meu, te-ai supărat? Nu, deja ai dus-o la extrem cu prângurile astea. Nu te supărat. Nu, gata. Nu te supărat. Bine, rău de tot, Codruț. Cel mai tare, Codruț. Să nu te mai văd în viața mea. Tu știi cine e Codruț? E un prieten al lui Fernando. Nu te cred, bine că nu ești la Uber. Dacă ai fi făcut... Tu știi cât timp aranjezi eu prin cu ăsta? Dar te-ai supărat, ești nervoasă, mumu, frate. Foarte nervoasă, deci tremură, inclusiv simt că îmi tremură gâtul. Dacă m-a sunat mami, aveam lacrimi în ochi, ai nebunit, începuse femeia să țipe la mine. Toată lumea e pe fir, toată lumea.
toată adică lumea. Mami a țipat la mine. Până și ai noștri, până și ai mei, până și tatii tău știa în cazul în care îl sunai și pe toată lumea știa ca să nu-i... Deci nu mai puteam de nervi, dădeam, am dat mesaje, cred că jur că mă supăr rău, ce rău. Eu nu știu acum ce să fac, dacă să plâng sau să râd. Eu sunt plină de nervi, adică am zâmbetul pe față, dar e plin de nervi, de nu vine să țip, să urlu, să tot. Mă așteptam în orice moment să se întâmple ceva, nu știu, ori să se piardă codruț, ori gândiți-vă că noi n-am făcut niciun scenariu de dinainte sau așa, adică totul a fost improvizație pură și vreau să-i mulțumesc mult lui Codruț. Eu nu-ți mulțumesc, Codruț. Vreau să mulțumesc mult tuturor, aveți Instagramele lor în descriere, să mergeți să le dați acolo, mare follow tuturor și să le spuneți cum a ieșit prank-ul ăsta, dacă v-a plăcut, oribil. Cum a ieșit, dacă... Foarte tare. Nu uitați să rupeți butonul de like, nu? Nu! Acolo, like. Nu mai vreau niciun like, niciun nimic! Like acolo, dați multe, stați multe comentarii și nu uitați să postați partea voastră preferată pe TikTok acolo, da. Unde e sigur clipul vostru pe care îl postați pe TikTok o să facă multe vizualizări, pentru că această prank este am maxilarul încleștat de nervi, de... Maxilarul încleștat de râse și ne vor acum că am râs într-un continuu. Vlogul nu se termina aici, am terminat filmările. Noi plecam către casă, acolo unde mă apuc să editez videoclipul. Și am zis că dacă tot mergem spre casă, pe drum să oprim să luăm și ceva de mâncare. Și am zis, mamă, e momentul perfect, pentru că dacă tot i-am făcut un prank iubitei, am zis, băi, hai să-i fac și o surpriză. Așa că eu am venit să iau mâncare și totodată să iau și lucrurile pentru surpriză. M-am gândit, pentru că este o fată așa de minunată și merită toate lucrurile acestea, să-i facem o surpriză așa cum se cuvine. Așa că să intru în și o să iau cel mai mare tort pe care îl găsesc. Nu fac această surpriză ca să mă ierte sau ceva, o fac pentru că merită și pentru că este o fată absolut minunată. Haideți, vă iau cu mine în mall și să alegem cel mai mare tort și după care o să iau toate lucrurile astea, o să mă duc cu ele la mașină și vreau să-i filmăm reacția. Hai să vedem. Stai că m-a văzut. Surpriză! Nu te cred! Surpriză! Vedeți ce am la tău iubită care mi-a tras în față! Surpriză! Surpriză! Mă, dar chiar merg astea! Hai, nu știu dacă... Nu știu dacă mă vedeți ce filmez aici, pentru că... Carci o floare și carci artificiile și astea... Deci am minat pe gute gure și te iubesc. Te iubesc foarte mult. Îți mulțumesc mult de tot că am suport mie toate nebunelile mele. Ești cea mai tare. Și mă bucur că am reușit să țin toată asta în mână. Uite, ia tu tortul. De ce ai făcut asta? Nu că meriți, puișor, mă. Tortul e pentru tine. Uite, cu asta m-ai făcut să plâng. Și florile. Mulțumesc. Îți mulțumesc mult de tot că ai grijă de mine fiecare zi. Că ai grijă de noi în fiecare zi. Și aveam oricum emoțiile suport, în gât și că l-am mai văzut și cu artificiile astea și așa. Îți mulțumesc măcar că ai ieșit din mașină când m-ai văzut așa neajutorat cu toate nebunile astea. L-am văzut alea, nu înțelegeam de ce se apropie către mine. Mă, dar eu cred că mi-am mars și părul un pic. Și îți mulțumesc mult de tot că ești fenomenală și că în fiecare zi mă fac să te iubesc din ce în ce mai mult și că mă fac să mă simt mereu foarte, foarte bine lângă tine și să mă simt eu. Te iubesc mult de tot și îți mulțumesc mult de tot pentru fiecare zi pe care mi-o oferi. Te iubesc. Sper să-ți placă tortul. E din ciocolată. Nu l-am apucat să-l arăt oamenilor. Floarea asta cu greu am găsit-o. M-am bătut cu câțiva oameni pentru ea. Dar m-ai făcut să și plâng. M-ai făcut să plâng și îți mulțumesc. Te iubesc foarte mult. Pentru tot. Sper să-ți placă tot. Foarte mult, mulțumesc.